trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it. I got it. Hello, ce faceți? Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. O să vă rog să-mi dați un subscribe și un like acestui clip dacă o să vă placă ce vedeți și să mă susțineți, pentru că am nevoie de susținerea voastră, de aceea sunt aici și împart fragmente din viața mea cu voi. Ce facem astăzi? Ceva ce n-am mai făcut, nu m-aș fi gândit că o să fac, dar cred că e interesant pentru că obișnuiesc să mă uit și eu la astfel de clipuri și am zis că ar fi frumos să vă arăt apartamentul în care ne-am mutat eu și Sorin. Este un apartament nou, nu a mai fost închiriat. Îmi place foarte mult că este la parter și e foarte multă lumină și am acces foarte repede la ieșire și pot să stau mai mult afară. E foarte nice, există un parc chiar la 5 minute, cred, 5 minute de mers cu mașina, ceva de genul, e foarte aproape, e un parc în care am observat că nu e foarte multă lume în timpul zilei, când ieșim noi și este perfect, e aproape gol parcul. E o zonă liniștită, vecinii sunt destul de prietenoși, spre deosebire de cealaltă zonă în care stăteam. Avem propriul nostru loc de parcare, ceea ce mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut foarte mult ideea asta că n-am mai fost niciodată locuit și că putem noi să ne setăm energia aici și să fim primii care, nu știu, locuim în acest apartament. Disclaimer, nu mă pricep, n-am mai făcut home tour-uri, dar vă arăt așa ce și cum se întâmplă pe aici. Am mai trebuit să mai luăm și noi câteva chestii fiind apartament nou. Încă nu e decorat, să zicem, adică nu are așa un design foarte clar, dar mie îmi place, pentru că e mult mai liber, zic eu. Ne-am mutat de vreo 2 săptămâni, cred că mâine facem 2 săptămâni, eu filmez acum, nu, astăzi facem 2 săptămâni, astăzi este miercuri. Deci de 2 săptămâni suntem aici, încă nu ne-am obișnuit complet. În weekend am ajuns și am luat o mare parte din lucruri. Și de aceea nu am apucat să postez luni, pentru că ar fi trebuit să amenajez. Știu că v-am promis, dar nu m-am încadrat cu toate lucrurile pe care trebuia să le fac. Așa că am venit vineri cu vlogul și o să încep să vă prezint. Este un apartament de 2 camere. Așa că o să vă prezint despre ce este vorba. Începem cu holul de la intrare. Aici am pus noi 2 dulapuri pentru încălțăminte din acestea de la IKEA. Sunt foarte comode. Sunt de fapt 2 și le-am unit noi, pare că e un singur dulap. Sunt destul de utile, de bine ne-au intrat încălțămintea. Ne-a intrat încălțămintea pentru că Sorin are destul de multe perechi de sneakers și tot felul de chestii. Așa, aici după cum vedeți e cuierul. Era mult mai încolo mutat și l-am adus noi mai înspre hol pentru că cred că ăsta era locul lui, plus că trebuia să punem și biroul. Așa, haideți să mergem în partea aceasta. Bun, cam așa arată. Eu sunt cuciorată. Am venit de afară și am rămas așa. Cam așa arată mobila aceasta. Mă rog, are multe sertare. Am spațiu să pun lucruri, doar că e destul de micuț. Adică dacă vreau să pun lucruri mai mari sau ceva de genul, nu prea încape. Am pus tot felul de lucruri aici. Bun, acesta e birou. Cred că l-ați mai văzut la mine pe canal. Mă rog, aici lucrează în principal Sorin, dar și eu, e și laptopul meu acolo. Și aceasta e zona de living. E cu griuri, vedeți că e peretele venețian, sau cum se numește stilul acesta de a vopsi peretele. Mă rog, e un fel de gri combinat cu un turcoaz, ceva de genul. Și mă rog, am adăugat eu un accent de ocru, cred că se numește culoarea, și cam așa ar fi. Și am adăugat eu, pentru că nu aveam unde să-mi pun cărțile și am cumpărat această mobilă și am adăugat-o și, mă rog, am pus cărțile. Acum o citesc pe aceasta. Vă recomand, e super, super fain, este despre puterea intuiției și despre cum ajungem să stăpânim un anumit domeniu dacă ne bazăm pe pasiunea noastră. Ceva de genul. Aceasta nu-mi place, aș vrea să pot să scot cristalele acestea, dar trebuie să vorbesc cu proprietarul înainte. Așa. Mai departe, acolo e baia, acolo e bucătăria și aici e dormitorul. Haideți să vă arăt dormitorul întâi. Aici ar fi dulapul mare, doar că pare mare, dar e foarte mic. Așa că am mai cumpărat aici un dulap și aici mi-am pus eu toate. Trebuie să-mi cumpăr separatoare, să-mi cumpăr tot felul de lucruri. Toate produsele de make-up, accesorii și așa mai departe, parfumuri. Așa.
mă rog, acesta e dormitorul, patul cu noptierele și cu tot. Așa. Și aici mai am oglinda mea. Iarăși, sertare multe, să ne punem lucruri. Avem și aici televizor, ceea ce ne ajută uneori, dar alteori nu. Și mă rog, aici e o zonă cu tot felul de case, de... E super nice. Și locul de parcare e chiar aici în față. Acum nu e mașina acolo, dar în mod normal, da. Acolo ar fi locul nostru de parcare. Cam ăsta e dormitorul. Mie îmi place foarte mult că e foarte luminos pe tot parcursul zilei, la fel ca și livingul. În bucătărie, o să vedeți că e puțin mai întuneric pentru că e un bloc lângă și atunci mai ia puțin din lumină, dar contează că e foarte luminat în aceste două zone, în dormitor și în living. Bun. Și să vă arăt și baia. Stai că nu știu, încă n-am învățat. E cu ventilator. Așa. Ar fi dușul. Bine, acum vă dați seama, n-am avut unde să pun acel stender de rufe, dar asta e. Mă rog, aici am produsele. Salut! Salut, salut! Deci, aici am improvizat eu. Am cumpărat aceste coșulețe, sunt de la Ikea. E că o să fac un haul cu cam ce am luat să vă arăt. Pentru casă. Mi-au plăcut foarte mult și sunt foarte utile pentru că, practic, mi-am organizat pe categorii produsele. Aici sunt produse pe care le folosesc fiind la îndemână destul de mult. Produse de corp, de păr. Acolo încă n-am pus nimic, urmează. Coșul acesta de rufe este de la JISC. Și am amenajat tot cu lemn, având în vedere că e cu bej aici și dincolo există accente de lemn. Mi-ar fi plăcut să fie și aici accente de lemn, de aceea am pus acea păturică să se potrivească nuanțele verde cu un lemn la fel și o să mă gândesc poate la câteva accesorii de lemn, o să vedem. Poate, nu știu, schimb acolo, o să văd. Cam asta ar fi și ar mai fi și bucătăria, o să mergem și acolo. Deci baia e aici lângă hol. E destul de spațioasă, e suficientă și ați văzut că dușul este destul de mare. Este destul de încăpător. Bun, și am mai rămas să vă arăt și bucătăria. Și bucătăria, cam așa ar fi, e cam micuță, ce-i drept, și nu e utilată chiar foarte modernă, adică mașina de spălat, frigiderul, centrala sunt ok, are centrală proprie și hota, dar cuptorul e din acela vechi, nu e cel mai util și eu chiar folosesc cuptorul, o să vedem. Cam așa ar fi. Nu am avut foarte mult spațiu, dar am reușit totuși să pun tot ce am nevoie în bucătărie. Ne-am mai luat noi un cuptor cu microunde, tocmai pentru că acel cuptor nu e foarte util și atunci o să ne mai ajute. Și după cum vedeți, nu e aceeași lumină. Este cât de cât, dar nu e aceeași lumină față de celelalte două locuri. Cam asta ar fi. Asta e apartamentul. Stai să vă arăt, să vedeți că aici e... Practic, peretele unui alt bloc. Cam așa. Bun, aici e masa cu patru scaune, masa aceasta se strânge, se face și mai mică și mai mare, noi am lăsat-o mare pentru că gătesc și mă ajută foarte mult și îmi și place și o las așa, cam asta ar fi. V-am zis că aici se separă gunoiul, ceea ce e foarte bine, mă bucură și este un cartier destul de liniștit, chiar e liniște. Este fix la ieșirea din București undeva, nu o să dau exact adresa, dar cam asta e. Și cam asta ar fi. Poate ar trebui să acoperim acolo cu ceva, o să vedem în timp. Dar mie per total mi-a plăcut, este foarte luminos, foarte spațios și ne-am găsit noi colțul de rai aici. Mie îmi place foarte mult. Gata home tour-ul și mi-am dat seama că nu prea v-am zis de unde am luat diverse lucruri. Eu nu aș ști să vă zic despre toate, pentru că mare parte erau aici, dar ca idee, oglinda pe care o am aici în dormitor este de la Ikea, se găsește la Ikea, este foarte fain, are și un suport în spate unde să puteți agăța diverse pălării sau ce aveți voi nevoie. După care lenjeria de pat, pilota și pătura sunt de la Ikea. Vă dau mic disclaimer, așa să știți că sunt destul de scumpe. Două lenjerii, o pilotă și o păturică au fost undeva la 800 de lei, adică sunt destul de scumpe după părerea mea. Acele coșulețe din baie, v-am zis, sunt de la Ikea, iar coșul de rufe este de la JISC. A fost undeva la 150 de lei coșul de rufe, iar un singur coșuleț din acela costă în jur de 50 de lei. De asta zic că prețurile sunt destul de pricey și dacă vă mutați și vedeți că aveți
Nu știu, prețurile sunt destul de pricey. Produsele sunt destul de scumpe, voiam să spun. Dacă vreți să vă mutați, aveți în considerare și un buget pentru toate lucrurile acestea. Ce mai fost? Am păturica din, pe care ați văzut-o, ocru, așa, spre galben, din living, este de la DM. Dat undeva la 80 de lei pe ea, din AFI. Nu știu, și cam asta. Mobila ce ați văzut, biblioteca, mobila de aici din dormitor cu sertare și cele două de la intrare sunt de la IKEA. Fiecare, nu știu câte, 200 și ceva de lei, iar asta din dormitor cu patru sertare a fost undeva la 300 și ceva, ceva de genul. Cam asta, îmi dau seama să mai fie ceva. Mai sunt detalii pe care le-am luat prin casă. Dacă vreți să știți de unde este ceva anume și v-a tras ceva atenția, puteți să-mi scrieți. Astea de la dormitor, nu știu de unde sunt luate, cred că sunt făcute pe comandă, pentru că și lustra e la fel. Cam asta. Și ce voiam să vă mai zic, m-am povestit oricum și în vlogul, în daily vlogul trecut, aveți acolo la începutul vlogului câteva sfaturi dacă vreți să căutați o chirie. Eu am mai avut destule chirii de-a lungul timpului și am așa o anume experiență și v-am povestit din greșelile mele, inclusiv aici am făcut anumite greșeli peste tot, cu toții facem și învățăm din ele. Și v-am povestit acolo, deci vă invit acolo. Dar un lucru pe care vreau să vi-l spun și mi se pare important, să aveți grijă ca apartamentul să aibă destule spații de depozitare și să fie de diverse dimensiuni. Adică eu am spații de depozitare aici, dar erau foarte mici. Erau multe și micuțe și poate am lucruri mai mari de depozitat, nu știu, pături, aspirator, acela de rufe, de exemplu, standerul de rufe, nu am unde să-l pun, l-am lăsat în baie, de exemplu. Am un singur dulap acolo care e mai mare, rest niciunul nu este mare, toate sunt foarte micuțe. De aceea vă zic să aveți grijă la acest aspect. Și să aveți foarte mare grijă ce scrieți în contract. Dacă vreți să faceți modificări, să le specificați în contract. Cam asta ar fi recomandarea mea principală. Să aveți o anexă sau chiar un contract în care să specificați exact ce modificări vreți să faceți. Cam asta ar fi. Ne place foarte mult aici, ne place că este liniște, că avem spațiu, că avem lumină, reușim să avem și noi mai multă intimitate acum. Bineînțeles că următorul pas este să ne mutăm la casă, noi ne mutăm așa de la garsonieră la apartament și ne propunem să ajungem să avem o casă. O să vedem în timp dacă se va întâmpla sau nu asta, oricum acum ne este foarte bine. Și aici o să vrem să începem să economisim pentru ceva al nostru, asta e ideea. Sper că v-a plăcut, mie îmi place foarte mult dormitorul, mi-am dorit un spațiu pentru relaxare separat de spațiul în care sunt activă și bucătăria era oricum și dincolo separată, dar îmi doream foarte mult ca spațiul de odihnă să fie cumva separat de cel de lucru. Deși era foarte mare camera unde locuiam, erau cam cât două, dar nu erau separate și atunci nu ajuta deloc. Iar aici e mult mai bine, am mai multă liniște și mă odihnesc mult mai bine. Cam asta ar fi. Eu mă bucur că am putut să împart și cu voi treaba asta, deși sunt eu așa mai timidă și mai încerc să sună puțin contradictoriu, dar eu chiar încerc să-mi mențin activitatea și în același timp îmi place și să povestesc aici pe YouTube. E așa o decizii. Sper că v-a plăcut ce v-am arătat și poate, nu știu, vă inspiră și pe voi să vă îmbunătățiți viața, cam asta e. Și sper că v-a plăcut să stați cu mine câteva minute. Vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu daily vlogul de rutină.